Bună ziua, dragi prieteni din Săgetător! Haideți să vedem. La Săgetător în dragoste. Oh, multă dragoste aveți aici. Rezolvarea problemelor. Câteodată nu comunică această persoană. Sau este mai retrasă, sau are unele... Ca și când o urmărește ceva din trecut pe această persoană. Sau are familie, are copii din trecut, sau dumneavoastră aveți familie. Sau ambii. Așa. Dacă vă gândiți dacă această persoană rămâne sau nu, vă gândiți da, să se întoarce sau nu, arată că da, că se întoarce. Vă rezolvați anumite certuri, anumite probleme pe care le aveți. Văd copii la mijloc. Dar cu bine, nu este ceva rău. Și uite cum se întoarce această persoană. Iarăși se întoarce în scurt timp această persoană. Rezolvați ceva în scurt timp. Se rezolvă o problemă pe care o aveți. Așa. Să vedem. O să aveți multă dragoste, vreți să vă desprindeți de ceva sau de cineva. Sunteți influențați, dar o să aveți... acum poate că vă luptați pentru autoritate, dar cu succes, o să aveți succes, 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 beneficii, totul se calmează, totul revine la normal, totul revine la liniște, iar apar ceva... neplăceri, iarăși sunteți bine, dar orice se întâmplă, veți fi bine. Această persoană are intenții serioase cu dumneavoastră, vrea relație serioasă, este deschisă la dragoste. Dumneavoastră poate mai aveți pe cineva sau vă mai gândiți la cineva. Dar cu noroc, vedeți? Totul cu noroc. Fecioară, Taur, Capricorn, Berbec, poate fi această persoană, poate fi Scorpion. Așa. Arată înșelăciune, apare diavolul, deci arată, poate să fie pasiune sau poate să fie înșelăciune. Dar această persoană are intenții serioase, după aceea magicianul și soarele. Foarte bine. Ceea ce alege este alegerea dumneavoastră. Deci dumneavoastră puteți și să rămâneți cu această persoană și nu. Și dacă înșelați sau dacă aveți pe altcineva, puteți să alegeți. Deci în orice situație, în orice care v-ar fi cazul, aveți noroc și aveți bine o situație. În favoarea dumneavoastră este totul. Apoi arată ambele, aici îmi spun că o să aveți succes, că o să aveți liniște cu această persoană și uniune, deci vă uniți cu această persoană. Uniune arată căsătorie, arată copii, arată împreună, da? Deci că veți fi împreună, că sunteți împreună, că veți rămâne împreună. Poate aveți familie cu care petreceți mult. Apar unele neînțelegeri. Poate să fie magie asta, chiar magie, magie, arată diavolul și magicianul, da? Poate fi, dar magia făcută cu noroc. Deci pentru uniune, pentru unire și cu împlinire, da? Cu împlinire și cu satisfacție. Aici regina arată satisfacție, da? Și asta tot satisfacție. Și aici relația serioasă, popa care arată da, căsătoria cu soarele. Cam asta a fost. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.